Hei, te-ai întrebat vreodată de ce ideea iadului are un asemenea impact asupra noastră? Această groapă de foc terifiantă, unde sufletele sunt presupuse a fi chinuite pentru totdeauna. Dar iată adevărul șocant. Conceptul de iad, așa cum îl înțeleg majoritatea oamenilor astăzi, a fost probabil creat și modelat de biserică. Da, biserica a luat idei antice, le-a intensificat și a creat o întreagă doctrină a pedepsei eterne. De ce? Hai să explorăm. În învățăturile originale ale lui Isus, nu există nicio dovadă că iadul era acest tărâm torturant al suferinței nesfârșite. Uită-te la cuvintele sale reale. El vorbește despre Ghena, un loc real din afara Ierusalimului unde se ardea gunoiul. Era o locație fizică, nu un tărâm mistic subteran. Deci de ce a fost Ghena folosită ca avertisment? Pentru că în timpul lui Isus era o amintire brutală a ceea ce se întâmplă când oamenii se îndepărtează de compasiune și dreptate. Dar acest loc nu era descris ca un tărâm unde sufletele erau condamnate pentru totdeauna. Nici o mențiune despre foc și furci sau demoni care îi torturează pe cei răi pentru eternitate. Aceste imagini au apărut mult, mult mai târziu. În tradiția evreiască antică, conceptul unui iad etern nu există. În schimb, există idei precum Sheol, un tărâm umbrit unde toți, buni și răi, există într-o stare de odihnă sau somn. Nu există tortură, nu există pedeapsă, nu există grop de foc. Este doar liniște. Chiar și Hades în mitologia greacă nu era un loc de chin etern pentru toți. De fapt, avea niveluri diferite. Unele erau întunecate și sumbre, dar altele erau mai degrabă locuri de odihnă. Deci, cum am ajuns de la această idee neutră a unui tărâm subteran la iad ca o cameră de tortură înfricoșătoare? Iată punctul cheie. A fost o unealtă. Biserica, în special din secolul al III-lea încoace, a realizat puterea imensă pe care frica o poate avea asupra oamenilor. Prin crearea unui iad de foc, chin și pedeapsă eternă, biserica putea controla masele. Imaginează-ți impactul unui preot stând în fața unei mulțimi spunând: ne dezobedești și riști o eternitate în iad. O astfel de frică persistă, se adâncește în minte, îi face pe oameni să asculte, iar odată ce acea frică este instalată, este greu de înlăturat. Gândește-te cât de mult a modelat această societate. Iadul nu era doar o amenințare spirituală, era o pârghie psihologică. Până în Evul Mediu, iadul a fost pe deplin transformat în armă. Picturi, predici, literatură, totul era conceput pentru a picta această imagine oribilă a iadului care îi bântuia pe oameni. Și să fim clari, nu era vorba despre credință, era vorba despre putere. Învățăturile bisericii despre iad lipsesc aproape complet din cele mai vechi texte ale Bibliei. Comunitățile creștine timpurii se concentrau pe dragoste, iertare și conceptul unui Dumnezeu milostiv. Dar prin manipularea fricii de damnare eternă, biserica a câștigat o influență incredibilă. Controlezi credințele oamenilor, le controlezi viețile. Să începem cu Ghena. În timpul lui Isus, Ghena nu era un tărâm supranatural, era un loc real chiar în afara Ierusalimului, cunoscut sub numele de Valea Hinom. Și nu era un loc de pedeapsă pentru morți, era o groapă de gunoi, un loc unde se ardeau deșeurile. Îți poți imagina duhoarea, fumul care se ridica, un foc constant care devora ceea ce oamenii aruncau. Aceasta este imaginea pe care Iisus a evocat-o când a vorbit despre Ghena, un loc unde lucrurile erau distruse, nu torturate pentru totdeauna. Era o metaforă puternică, o modalitate de a avertiza oamenii despre decăderea morală, despre a ajunge aruncați dacă respingeau compasiunea și dreptatea. Dar o groapă de tortură eternă? Deloc. Apoi există Sheol. Acesta este tărâmul subteran al Bibliei ebraice, dar nu este iadul. În scripturile ebraice, Sheol este descris ca un loc umbrit, unde toți merg după moarte, buni, răi, toți.
este ca o stare de odihnă, aproape un vid fără bucurie sau durere, fără foc, fără suferință, fără chin, doar tăcere și liniște. Și asta credeau oamenii evrei antici. Șeol nu era o amenințare, era pur și simplu o destinație, o oprire finală într-o viață trăită bine sau prost. Nu era vorba despre pedeapsă, era vorba despre inevitabilitate. Acum intră Hades, tărâmul subteran grec care a influențat ideile creștine ulterioare. Hades era un loc unde mergeau sufletele morților, dar nu era neapărat un loc de suferință, era mai degrabă un regat divizat, cu diferite tărâmuri pentru diferite tipuri de suflete. Unele zone erau întunecate, da, dar altele erau mai degrabă locuri de odihnă. Și în cultura greacă, Hades nu era nici măcar văzut ca un loc rău. Era pur și simplu unde rezidau morții. Dar când creștinismul s-a răspândit, aceste idei, Ghena, Sheol, Hades, au început să se amestece în timp. Pe măsură ce puterea bisericii a crescut, a luat aceste concepte și le-a amplificat, creând iadul pe care îl cunoaștem astăzi. Prin legarea focurilor arzătoare ale Ghienei, misterul subteran al lui Hades și asocierea Șeolului cu viața de apoi necunoscută, biserica a construit un loc al groazei pentru a-și impune doctrinele. Aceste idei originale nu erau despre tortură, erau despre consecințe, odihnă, sau pur și simplu o călătorie dincolo de această viață. Când vorbim despre iad ca un loc al suferinței eterne, de fapt vorbim despre un concept modelat de filozofi, nu de învățăturile lui Isus sau de scripturile ebraice. Au fost gânditori ai bisericii timpurii, precum Tertulian și Augustin, care au început cu adevărat să cimenteze această viziune a iadului ca chin etern. Nu erau doar teologi, erau influenceri, cei care stabileau agenda spirituală pentru generațiile viitoare. Tertulian, unul dintre cei mai vechi și mai influenți scriitori ai bisericii, era un mare susținător al ideii că pedeapsa era eternă. El vedea iadul nu doar ca un loc pentru cei răi, ci aproape ca o scenă, un teatru al suferinței. Tertulian a mers până la a susține că cei drepți ar putea de fapt să asiste la suferința celor damnați în iad. Imaginează-ți impactul psihologic al asta. El a promovat ideea că pedeapsa eternă nu era doar o necesitate divină, era ceva la care cei mântuiți ar privi cu plăcere. Nu era vorba despre dreptate, era despre crearea unei imagini tulburătoare care să inspire frică profundă și ascultare. Apoi îl avem pe Augustin din Hipona, unul dintre cei mai celebrați filozofi din istoria creștină. Ideile lui Augustin despre păcat, vină și pedeapsă aveau să domine creștinismul occidental. El este cel care a cristalizat noțiunea de iad ca o pedeapsă fără sfârșit, fără posibilitate de eliberare, fără speranță de răscumpărare. Pentru Augustin, însăși existența iadului era dovada dreptății lui Dumnezeu, o modalitate de a echilibra balanța pentru fiecare act de păcat, indiferent cât de mic sau mare, și nu își scotea aceste idei din aer. Augustin era puternic influențat de filozofia greacă, în special de lucrările lui Platon. A adaptat idei despre suflet, dreptate și pedeapsă de la greci și le-a incorporat în doctrina creștină. Partea interesantă? Niciuna dintre acestea nu provenea din cuvintele lui Isus sau din învățăturile iudaismului timpuriu. A fost un proiect filozofic, un efort uman de a da sens dreptății divine prin orice mijloace necesare. Augustin ducea bătălii teologice, încercând să facă creștinismul autoritatea morală dominantă într-un imperiu care se prăbușea sub propria greutate. Iadul ca tortură eternă era o doctrină convenabilă, a ajutat la solidificarea poziției sale și, la rândul său, influența bisericii asupra maselor. Dacă puteai speria oamenii cu ideea că fiecare greșeală va fi plătită cu suferință fără sfârșit, aveai o pârghie absolută. Acum să ajungem la esența problemei. De ce a împins biserica această imagine înfricoșătoare a iadului atât de tare? Pentru a înțelege asta, trebuie să privim contextul istoric.
În Europa medievală, biserica nu era doar o instituție religioasă, era cea mai puternică organizație din societate, deținând influența asupra regilor, națiunilor și întregii ordini sociale. Și ce modalitate mai bună de a menține oamenii în linie decât cu amenințarea constantă a focului iadului? Timp de secole, ratele de alfabetizare erau scăzute, iar majoritatea populației nu avea acces direct la scripturi. Se bazau în întregime pe ceea ce le spunea biserica. Preoți, episcopi, papi, ei dețineau toate cărțile. Doar ei decideau ce știau oamenii despre Dumnezeu, rai, iad și tot ce era între ele. Și cu această cunoaștere au creat predici și doctrine care accentuau iadul ca un loc de suferință de neimaginat. Nu doar ca o consecință a faptelor rele, ci ca o pedeapsă pentru chiar și cele mai mici abateri de la învățăturile bisericii. Biserica a transformat efectiv iadul într-o armă, un instrument psihologic care îi făcea pe oameni să se teamă, să pună la îndoială autoritatea. Dacă ți se spunea de la naștere că neascultarea înseamnă foc etern, ai risca? Desigur că nu. Biserica știa asta și a folosit-o pentru a asigura ascultare, loialitate și, crucial, sprijin financiar. Oamenii erau atât de terifiați de iad încât ar fi făcut aproape orice pentru a-l evita. Urmau regulile, participau la slujbe, plăteau indulgențe, sume de bani date bisericii care se spunea că reduc timpul petrecut în purgatoriu sau, în unele cazuri, șterg păcatele în întregime. Era ca o poliță de asigurare spirituală. Plătește acum, evită flăcările mai târziu. Indulgențele au devenit o sursă masivă de bani pentru biserică. Puteai plăti pentru sufletele rudelor tale decedate, salvându-le presupus din iad sau scurtându-le timpul în purgatoriu. Oamenii cheltuiau sume uriașe de bani pentru că credeau că cei dragi sufereau în chinuri. Biserica a capitalizat pe această frică, devenind nu doar o autoritate religioasă, ci o putere economică. Și nu era vorba doar despre bani, era vorba despre putere. Cu iadul în arsenalul lor, biserica putea zdrobi orice disidență, orice provocare la adresa autorității lor, orice întrebare asupra practicilor lor putea fi pictată ca păcătoasă, eretică și pedepsită cu damnare eternă. Conceptul de iad a permis bisericii să impună ordinea socială fără a avea nevoie de armate sau poliție. Amenințarea iadului era suficientă pentru a menține oamenii supuși, pentru a preveni revoltele și pentru a asigura că ierarhia socială rămânea intactă. Țăranii rămâneau țărani, nobilimea rămânea nobilă, iar biserica rămânea în vârf. Iadul, așa cum îl imaginăm astăzi, grop de foc, demoni cu furci, o ierarhie a suferinței, nu a venit doar din doctrina bisericii. Un jucător major în modelarea acestei viziuni înfricoșătoare a fost Dante Alighieri și lucrarea sa epică Divina Comedie. Scrisă la începutul secolului al XIV-lea, acest poem nu a fost niciodată menit să fie o doctrină. A fost o operă de literatură, dar impactul pe care l-a avut asupra modului în care oamenii și-au imaginat iadul, fără egal. În Infernul, Dante descrie iadul ca un tărâm stratificat al suferinței, cu fiecare cerc rezervat pentru un păcat specific și un tip specific de pedeapsă. Conceptul de iad ca un loc structurat, organizat, cu chinuri personalizate, era ceva ce lumea nu mai văzuse până atunci. Viziunea lui Dante a luat ideea abstractă a iadului și a făcut-o terifiant de tangibilă. A transformat-o într-un loc pe care ți-l puteai imagina în minte, o călătorie întunecată care părea reală. Pedepsele grafice pe care le-a descris Dante erau oribile, dar captivante. Suflete lacome purtate de vânturi violente, ucigași scufundați în sânge clocotit și trădători închiși în gheață la fundul cel mai de jos. Fiecare pedeapsă adaptată pentru a se potrivi cu crima.
Dante a pictat un iad care era profund imaginativ și deranjant de specific. Partea interesantă, Dante nu intenționa ca aceasta să fie o descriere literală a iadului. Lucrarea sa era o alegorie, plină de comentarii politice asupra corupției din timpul său. Dar odată ce Divina Comedie a câștigat popularitate, oamenii au început să o interpreteze ca fapt. Preoți, artiști, chiar și oamenii simpli au început să vadă iadul lui Dante ca fiind iadul real. Și din moment ce biserica cultivase deja ideea iadului ca loc de pedeapsă, lucrarea lui Dante a servit să umple detaliile, oferind imagini care rezonau și persistau. Momentul nu putea fi mai bun sau mai rău, depinzând de cum privești lucrurile. Europa Renașterii era un loc de superstiție înaltă, alfabetizare scăzută și o structură religioasă care deținea o influență enormă asupra vieții de zi cu zi. Majoritatea oamenilor nu citeau Biblia ei înșiși. Se bazau pe ceea ce biserica și, din ce în ce mai mult, cultura din jurul lor le spunea. Și aici era viziunea lui Dante, detaliată, de neuitat și înfricoșătoare. Nu a durat mult până când viziunea sa poetică a iadului a devenit practic indistinctă de învățăturile bisericii despre viața de apoi. Și apoi a venit arta. Renașterea a văzut o explozie în arta religioasă, iar iadul era un subiect favorit. Artiști precum Hieronymus Bosch și Michelangelo au continuat de unde a lăsat Dante, creând scene ale iadului atât de vii, încât oamenii puteau practic să simtă mirosul de sulf. Viziunile grotește ale iadului ale lui Bosch, pline de creaturi ciudate și peisaje de coșmar, erau legendare. Nu puteai privi picturile sale fără a simți greutatea judecății, groaza suferinței eterne. Biserica nu a creat aceste imagini, dar a fost mai mult decât fericită să le susțină. De ce? Pentru că acest tip de artă le întărea mesajul, urmează regulile sau înfruntă consecințele. Judecata de apoi a lui Michelangelo, pictată pe peretele altarului Capelei Sixtine, este un alt exemplu. Aici era iadul redat viu în inima bisericii însăși, un memento constant pentru oricine intra despre soarta care îi aștepta pe cei care se abăteau. Reprezentarea lui Michelangelo a celor damnați, ridicându-se și căzând, cu arhanghelul Mihail judecându-i, era o imagine atât de puternică încât a răsunat în toată Europa. A devenit un simbol definitoriu al iadului, întărind teroarea și puterea pe care biserica o deținea asupra adepților săi. Aceasta nu era o imagine ascunsă într-un colț prăfuit. Era expusă într-unul dintre cele mai sfinte locuri din creștinătate, unde papii, preoți și pelerini puteau toți să o vadă. Și această întărire culturală nu s-a încheiat cu Dante sau cu artiștii Renașterii. Divina Comedie a fost publicată și reimprimată timp de secole. Până când a apărut tiparul, lucrarea lui Dante era unul dintre primele texte majore distribuite pe scară largă. Acum, această viziune a iadului s-a răspândit mai repede ca niciodată, devenind interpretarea standard chiar și printre oamenii care nu citiseră niciodată poemul. Curând, infernul lui Dante și viziunile iadului pe care le-a inspirat erau practic inseparabile de învățăturile bisericii. Biserica nu s-a opus niciunuia dintre acestea. De fapt, le-a susținut. A văzut cum aceste reprezentări ale iadului serveau agenda lor. Nu era vorba doar despre a-i teroriza pe oameni în supunere. Era vorba despre crearea unei narațiuni vizuale și literare care a fixat iadul în mințile oamenilor. Pentru că dacă puteai imagina iadul în detaliu excruciabil, dacă puteai să-l vezi în picturi și să citești despre el în poezie, devenea real la un nivel pe care predicile singure nu l-ar putea atinge niciodată. Să aprofundăm în Biblie însăși. Ce spune de fapt despre iad? Adevărul te-ar putea surprinde, pentru că limbile originale ale Bibliei nu oferă narațiunea chinului în flăcări care a fost bătută în credințele populare. De fapt, dacă te uiți atent, există o lipsă reală de dovezi pentru tortura eternă.
În primul rând, Sheol apare frecvent în Biblia ebraică, Vechiul Testament. Sheol nu este descris ca un loc de suferință. Este esențialmente ținutul morților, un loc umbrit și neutru, unde sufletele rezidă, așteptând judecata finală. În cartea lui Iov, de exemplu, Sheol este pur și simplu locul unde Iov se așteaptă să meargă după moarte, un fel de loc de odihnă. Nu se menționează pedeapsa sau flăcările eterne. Este o stare de a fi după viață, aproape ca o zonă de așteptare pentru suflet. Apoi avem Hades, termenul care apare în traducerea greacă a Vechiului Testament și în Noul Testament. Hades, la fel ca Sheol, este doar tărâmul morților. Nu este un loc de suferință activă. Evanghelia după Luca menționează Hades când Iisus spune pilda lui Lazar și a bogatului. Bogatul suferă în Hades, dar este mai mult o stare temporară, un dispozitiv narrativ, mai degrabă decât o declarație teologică despre chinul etern. De fapt, Hades este adesea văzut ca un loc unde sufletele rezidă până la judecata finală, după care li se acordă fie viață veșnică, fie se confruntă cu a doua moarte. Acest concept de a doua moarte este crucial. Cartea Apocalipsei vorbește despre o judecată finală în care cei răi sunt aruncați în lacul de foc. Acesta nu este descris ca iadul în sensul convențional. Mai degrabă, este văzut ca distrugerea finală a sufletului, anihilare, nu tortură. Cu alte cuvinte, cei răi sunt distruși, nu chinuiți pentru eternitate. Deci, în loc de suferință eternă, vedem imagini ale obliterării totale. Teologii numesc aceasta imortalitate condiționată. Credința că doar cei mântuiți primesc viață veșnică, în timp ce restul pur și simplu încetează să existe. Această idee contrastează puternic cu iadul care a fost descris în artă, literatură și secole de doctrină bisericească. Apoi este ghiena. Am atins acest subiect înainte, dar să clarificăm. Ghiena, o vale reală din afara Ierusalimului, era un loc asociat cu moartea și distrugerea, dar nu era o groapă de suferință nesfârșită. Iisus a folosit ghiena ca simbol, avertizându-și ucenicii despre consecințele unei vieți risipite. Când a vorbit despre ghiena, a apelat la imaginea gunoiului care este ars și distrus acolo, nu a sufletelor care suferă pentru totdeauna. Ideea era mai degrabă despre finalitate, sfârșitul unei vieți fără scop, aruncată în uitare, nu torturată fără sfârșit. Contextul cultural contează aici. Pentru audiența sa, ghina reprezenta pierdere și risipă, nu o cameră de tortură supranaturală. Și apoi ajungem la foc. Iisus, într-adevăr, vorbește despre foc nestins în pasaje precum Evanghelia după Marcu, dar dacă te uiți mai atent, aceste focuri erau adesea simbolice. Focul în Biblie reprezintă frecvent purificare sau judecată, nu tortură. În pasaje din Vechiul Testament, focul era folosit ca simbol pentru prezența purificatoare a lui Dumnezeu, purificând mai degrabă decât pedepsind. Noul Testament poartă și el această simbolistică. Focul arde ceea ce este impur. Cu alte cuvinte, imaginea focului nu este întotdeauna despre chin, este adesea despre curățare și rafinare. Un alt termen cheie aici este kolasis în greacă. Kolasis înseamnă corecție sau tăiere. Este cuvântul pe care Iisus l-a folosit când a descris pedeapsa pentru cei răi. Implică disciplină sau reformă, nu chin fără sfârșit. Acest concept sugerează o experiență purificatoare, o modalitate de a corecta calea cuiva, mai degrabă decât o sentință de suferință. Această abordare a kolasis vede judecata lui Dumnezeu ca o modalitate de a rafina sufletul, mai degrabă decât de a-l arunca în agonie perpetuă. Mișcarea creștină timpurie nu a predicat despre focul iadului, au predicat despre înviere și răscumpărare. Uită-te la scrisorile lui Pavel. El se concentrează întotdeauna pe mântuire, nu pe damnare. Pavel nu descrie un loc de tortură pentru cei nemântuiți. Scrierile sale accentuează învierea, promisiunea vieții veșnice pentru credincioși.
Acest accent pe viață, pe transformare și reînnoire contrastează puternic cu predicile despre focul iadului care au urmat. Deci, unde s-a schimbat totul? Când biserica a crescut într-o instituție puternică, accentul s-a schimbat. Liderii au văzut potențialul iadului ca mecanism de control și au început să-l accentueze. Scrierile și interpretările care înclinau spre frică și pedeapsă au preluat conducerea, în timp ce viziunile mai pline de compasiune au fost îngropate. Unii scriitori creștini timpurii, precum Origen, au argumentat de fapt pentru reconcilierea universală. Credința că toate sufletele vor fi în cele din urmă împăcate cu Dumnezeu. Ideile lui Origen nu au fost populare printre autoritățile bisericii, care au văzut mai multă utilitate într-un iad care putea speria oamenii în conformitate. Și aici suntem, după ce am explorat toate aceste straturi de istorie, filozofie, literatură și artă. O mare întrebare rămâne. De ce există atât de multe versiuni ale iadului? Ce înseamnă pentru credincioși când realizăm că iadul, așa cum îl știm, este produsul a secole de idei schimbătoare, influențe culturale și decizii umane? În primul rând, să ne gândim cum a apărut această gamă de interpretări. Iadul nu a fost inițial un concept monolitic. Diferitele cuvinte și imagini folosite în scripturile antice nu indicau un loc unic, agreat, de chin, Sheol, Ghena, Hades. Toate acestea reflectau idei culturale diferite despre viața de apoi, nu un loc coeziv de suferință eternă. Când creștinismul s-a răspândit prin Imperiul Roman, a întâlnit numeroase credințe, de la tărâmul subteran grec la conceptul egiptean de judecată în viața de apoi. Teologii timpurii, confruntați cu întrebări despre dreptate și soarta sufletului, au început să împletească aceste idei în învățăturile lor. Au luat elemente din culturile înconjurătoare și le-au integrat în doctrină. Și să nu uităm de influența fricii ca unealtă. Pe măsură ce creștinismul a câștigat putere, în special din secolul al III-lea încoace, a devenit o religie susținută de stat, cu o influență politică reală. Liderii au văzut potențialul iadului de a menține oamenii în linie, de a asigura ascultare și de a preveni disidența. Nu era suficient să încurajezi oamenii să trăiască drept. Iadul a furnizat un băț puternic pentru a completa promisiunea raiului. Prin promovarea iadului ca un spectacol de groază nesfârșit, biserica a câștigat pârghie. Ideea pedepsei eterne a devenit instituționalizată, o linie dură care era mai ușor de impus și de predicat. Această călătorie nu s-a oprit doar la doctrină. De-a lungul secolelor, iadul s-a infiltrat în cultura occidentală, înrădăcinându-se în mințile artiștilor, scriitorilor și filozofilor. Infernul lui Dante, judecata de apoi a lui Michelangelo, peisajele de coșmar ale lui Bosch, toate acestea au devenit ancore vizuale pentru iad. Arta și literatura despre iad au căpătat viață proprie, creând ceva mult mai terifiant și concret decât a descris vreodată Biblia. Până în Renaștere, iadul nu era doar un avertisment spiritual, ci un tărâm imaginat viu al groazei, plin de demoni și pedepse grotești. Pentru credincioșii care au crescut cu o credință strictă, aproape necontestată, în iad ca pedeapsă eternă, aceste revelații pot fi tulburătoare. Ridică întrebări despre alte doctrine pe care le luăm de bune și ne provoacă să gândim critic despre credința noastră. Dacă iadul nu este exact ceea ce am crezut, atunci pe ce este construită credința noastră? Care este natura lui Dumnezeu dacă nu un Dumnezeu care ar condamna oamenii la suferință nesfârșită? Acest lucru nu înseamnă că credința însăși este o fabricație, deloc. Ceea ce înseamnă este că înțelegerea noastră despre credință și despre Dumnezeu ar putea fi mai profundă și mai complexă decât am fost conduși să credem. Versiunea iadului care ne-a fost inoculată timp de secole nu este neapărat viziunea originală. A fost modelată de prejudecăți culturale,
motive politice și interpretări umane. Și poate că asta deschide o altă modalitate de a înțelege ce înseamnă să fii judecat, iertat și răscumpărat. Pentru unii, aceasta poate fi o realizare eliberatoare. Dumnezeul compasiunii și al milei descris de Iisus se simte mult mai în acord cu ideea unui creator iubitor decât predicile despre focul iadului care au urmat. Și când dăm la o parte straturile, găsim o credință care nu se bazează pe frică, ci pe dragoste, har și transformare. Într-un fel, descoperirea evoluției iadului ne oferă oportunitatea de a ne reconecta cu învățăturile lui Iisus, care au accentuat dragostea, iertarea și răscumpărarea mult mai mult decât au accentuat pedeapsa. Ne amintește că credința poate fi despre căutarea adevărului, chiar dacă asta înseamnă să punem la îndoială credințe vechi de mult timp. Nu trebuie să ne temem de iad pentru a trăi etic, pentru a căuta dreptatea sau pentru a găsi sens în călătoria noastră spirituală. În încheiere, sper că această explorare profundă în istoria și evoluția iadului ți-a oferit ceva la care să te gândești. Poate că a deschis noi întrebări sau a declanșat o perspectivă diferită asupra credinței și a ceea ce înseamnă să crezi. Îți mulțumesc că ai urmărit, că ai fost deschis la minte și că ai explorat acest subiect alături de mine până la final.